Dan Ioan Popescu, fost ministru al industriilor în guvernul Adrian Năstase, rămâne fără aproape 200.000 de euro. Instanța Supremă a menținut decizia Curții de Apel București, care a decis confiscarea sumei pe motiv că suma nu poate fi justificată. Dosarul are aproape un deceniu vechime și s-a plimbat de la o instanță la alta. În urmă cu 2 ani, completul de 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a casat o sentință de confiscare a peste 900.000 de euro din averea familiei Popescu și a trimis cauza spre rejudecare. Acum decizia este definitivă. Dan Ioan Popescu a fost ministru al industriei, transformat mai apoi în portofoliul economiei, între 2000 și 2004. În mandatul său au fost privatizate companiile din sectorul energetic.